Vă salut, dragi prieteni, pe contul meu de Facebook, Cătălin Ioțeni, și vă mulțumesc că vă aflați din nou alături de mine aici live pe Facebook, de această dată în deplasare din nou în orașul copilăriei mele, un oraș foarte drag mie, în care revin de fiecare dată cu mare, mare drag. Și știți că facem și emisiuni foarte frumoase și aici, în direct, de la Drobeta Turul Severin. Astăzi, cu atât mai mult mă bucur pentru că mă aflu din nou într-o televiziune, o televiziune locală, și anume Galaxy TV, RTV, RTS, Galaxy TV, RTV, așa, RTV, Galaxy TV, dar nu este doar televiziune, este și radio, și la scurt, mărturisesc lucrul ăsta, la scurt și eu cu mare, mare drag și la Craiova. Alături de mine se află jurnalistul severian Marian Gherghinescu, care este redactorul șef al Galaxy TV, și mulțumesc foarte mult că a acceptat invitația mea. Salut, Marian! Salut, Cătălin, mă bucur și mă simt onorat de invitația ta și pe această cale îți și mulțumesc. Cu mare drag. În același timp subliniez faptul că am și mici emoții. Nu cred. Chiar aici dacă vorbesc cu șeful, redactorul șef. Deci am mai făcut aici emisiune și o salut cu mare drag pe Adriana Drăghici, care este de asemenea corespondent Antena 3 CNN și o urmăresc cu mare drag și acolo de câte ori are transmisiuni în direct. Chiar dacă ne aflăm acasă la mine, să zic da, așa, în platoul radio-televiziunii Galaxy, radio-televiziunea Galaxy, emoțiile sunt unele constructive și de ce nu mă copleșesc și în momentul ăsta. Mă bucur pentru că, apropo de lucrul ăsta, mă bucur că ai acceptat invitația mea, pentru că eu am descoperit că tu ești un om foarte, foarte polivalent și ești teolog, ești antreprenor, ești jurnalist și profesor. Și profesor. Da. Nu în ultimul rând profesor. Nu, în principal profesor. În principal, iubesc chiar foarte mult copiii și școala și iubesc în general tot ceea ce fac. Tocmai de asta am și emoții, că mă prind aceste emoții. De ce? Pentru să că uite elevii, am postat și pe TikTok, cred da, că acolo sunt mai mulți elevi care sunt pe TikTok. Ei, salut! Domnul așa, pentru ei e un domn bun care îi susține în tot ceea ce fac, mai puțin la micile prostii. Ok, acolo nu. Nu, nu, nu. Ce predai, Marian? Predau de câțiva ani religie. Religie? Și în anul acesta istorie în cadrul Liceului Teoretic Șerban Cioculescu, de aici din Drobeta Turnul Severin, ce se află sub patronajul domnului director Ion Nănuț, fost inspector de matematică, pe care îl și salutăm, desigur. Este o bucurie de nedescris faptul că pot și am posibilitatea de a împărtăși din cunoștințele mele și și celor mici. Totodată se îmbin utilul cu plăcutul, cumva, prin prisma faptului că ceea ce aflu pe teren, merg și le prezint și celorlalți. Foarte frumos. Începând de anul ăsta sunt și doctorant al Universității Ovidius din Constanța. O salutăm și pe Nicoleta Gâdea, colegă și jurnalistă severiană de la, că ziceam mai devreme, greșisem, de la RTS, greșesc? Nu, sau era sa. Băi, frate, ziceți-mi că aveți atâta televiziune aici, de le încurc. Felicitări tuturor, bravo, sunteți tari. Oricum, am spus, presa severiană este absolut spectaculoasă și îi salutăm pe toți. Împărtășesc aceleași gânduri cu Cătălin și eu la rândul meu le transmit salutări tuturor colegilor și mulțumiri pentru toată susținerea pe care mi-o acordă în momentele dificile, că dacă nu am avea prieteni și dacă nu am fi uniți, corect, nu am reușit să ducem la bun sfârșit. O să auzi pe interpreta de muzică populară Mirela Zisu și mulțumesc că se află alături de noi. Revenind la tine, Marian, ziceam de profesor, da? Vreau să vorbim despre acest lucru, după care vreau să trecem și la celelalte lucruri pe care le faci tu, pentru că tu ești așa polivalent, cum spuneam. Mulțumesc! Așa. Ca profesor... Religie și? Istorie de anul ăsta. Istorie. Da. De anul ăsta? Da. Așa, ok. Și totodată și studiez de-a lungul, pentru că m-am înscris la un master acum în Craiova. La Ovidiu, ți-ai spus? La doctorat și la Universitatea din Craiova, încă un master în istorie. Așa. Deci la Universitatea din Craiova, master în istorie. La Ovidiu? Doctorand pe IBOR, istoria bisericii. Ai dus așa pe linia Dunării, ai ajuns la Marea Neagră. Păi am urmat cursul, și înainte de a face Eu tot cu apele, trebuie să zic ceva și de ape, păstrați apele curate, apropo. Foarte important asta și nu e deloc de râs, este un lucru foarte important, păstrați natura, mediul, păstrați apele curate, e foarte important pentru viitorul nostru, e foarte important pentru viitorul celor care vin după noi. Foarte important. Categoric. Da. Da.
Așa, deci revenim. La masterat, doctorand, profesor de religie de istorie, dar și antreprenor am înțeles. Antreprenor, da. De 2 ani, anul acesta se fac 2 ani. Cu ce te ocupi mai exact în zona aia? Am o firmă de analize de risc la securitate fizică. Firma se numește WIS Risk Consult. Putem să promovez. Își desfășoară activitatea. Avem o acoperire pe întreaga țară, cu precădere în Mehedinți. Apropo, și Doj. Aici nu-i ca la televiziune, cine a fost, să zici ce vrei. Cel puțin deocamdată se înregistrează. Să arătăm seren pe domnul Valeriu Zgonea de la Ancom, de la anul va fi, probabil va fi reglementat și online, nu până una alta, zici ce vrei. Mulțumesc pentru libertatea. E garantat. Înțeleg că pe Facebook de aici încă se promovează dictonul înaintașilor noștri pentru care s-au bătut cu în piața liberă pentru libertatea presei și libertatea conștiinței. Și eu sincer sper să rămână așa. Vedeți ce reglementați pe la net, lăsați aia cu un joc, ok, dar eu cred că libertatea trebuie să fie deplină. O să salutăm și pe Irina Iuliana Drăghia de la Tele 2 Drobeta și mulțumim că se află alături de noi. Și în mod fizic. O salutăm pe... Trebuie să spunem asta, se află și aici, dar este și pe Facebook și mulțumim foarte mult, salut Irina și te pupăm. A venit să mă susțină totodată pentru că... Asta înseamnă mă susține. Am creat o colaborare, la fel cum spuneai și tu, jurnaliștii... Ia uite. E în spatele camerei, nu se vede, s-a ascuns, dar... A, uite, gata, ne face cu mâna. Te salutăm, Irina, ok, mulțumim mult de tot că ești alături de noi, revenim la cadru cu noi. A venit să mă susțină pentru, corect, la fel cum spuneai și tu, jurnaliștii de aici din Mehedinți se susțin unii pe alții, să ne susțină. Dar spuneam că între RTV Galaxy, Radio Televiziunea Galaxy și Tele 2 Drobeta există o mică colaborare. Foarte, foarte strânsă colaborare, da. Destul de bine. Și săptămâna trecută am făcut o emisiune foarte frumoasă și cu ea la cetatea medievală Drobeta Turnul Severin, cetatea medievală Severin și foarte frumoasă a fost. Da, păi totodată orice ce colaborare are Tele 2 se adresează și nouă și susținem la rândul nostru și viceversa. E, vezi, asta înseamnă asta vă face unitatea și foarte puternici. Și spiritul civic. Asta vă face și foarte puternici pentru că, repet, în Severin, în Mehedin, presa este foarte, este o forță, într-adevăr. Așa am simțit-o eu și cred că e un lucru foarte important. Cred că nu știu aleg să fiu modest. Nu știu câte județe se pot bucura cu o presă puternică. Da. Severinul, Mehedințul se poate. Problema e că suntem mulți, dar nu ne-ar plăcea să fie și de calitate. Da. Aoleu, dar sunt. Dar ce vrei să spui? Nu contez. Nu, dezvoltă, nu contez. Dezvoltă, hai. Presupun că, la ce spuneai tu adineauri, că în alte județe... Tu ai intrat în zona asta. Păi unul din atunci când la începuturile carierei mele pe partea asta, eu am făcut până acum vreme bună, am făcut presă bisericească. Și atunci când scriam, eram mult mai îngânat pe partea spirituală, mai pe da, exact. Aici e mai... Nu mă gândeam că o să pot să fac o presă laică, niciodată. Și... Cum să... Asta e tare, presă laică. Da, bravo. Chiar nu mă gândeam, adică... Nu te întreb de domnul Bănescu, nu te întreb de domnul Bănescu. Nu, este un om foarte bine pregătit, îl salut. Sunt convins, eu mă abțin acum. În fine, hai să te... Și unul dintre... Cred că și profesorii de limba română spun treaba asta, mentorul meu din vremea respectivă îmi spunea, zice, Marian, cu cât faci un text, eu și scriu, da, și cu cât faci un text să fie mult mai bine ancorat în realitate, trebuie să ai minim două argumente pro și unul contra. Pro și unul contra, minim. Minim. Sau dacă se urcă... E cam presă, cel puțin trei surse. Da, trei. Cel puțin exact. Trei, poți să ai mai multe. Deci, și trei să fie diferite, adică da, să nu aibă și legături. Să nu se cunoască între ele. Exact. Asta e important nu doar în presă. Poate am spus ceva. Asta e, da. Da. Și atunci, tocmai de asta am zis că am intrat și pe latura aceea sensibilă, puțin într-un mic scandal sau să arăt și latura negativă, cum că dacă suntem mulți să facem și de calitate. Corect. O să ajungi pe Valiu Mița, Gabriela Ina Benchea Romani, colegă și prietenă de la Bacău TV, realizatoarea emisiunii Invitatul Săptămânii de la Bacău TV. Iată, o așteptăm să vină și în Mehedinți, poate... Da, o așteptăm. Gabriela Ina Benchea Romani, wow! Ca între colegi, succes amândurora, vă îmbrățișez din Bacău. Vă mulțumim și noi din Mehedinți.
Și noi din Medici și din Dolj. Da. Și din Olteria, ca să zicem așa. Îmi place să reprezint așa? Județul Mehedinți cu pregătire de zona de nord, dar județul Mehedinți, că de acolo sunt și originar. Da. Din Izvern, am ales. Da, ești antreprenor în zona... Păi, sud-vest Oltenia. Deci ești antreprenor și ai... Sunt în Craiova, da, biroul se află în Craiova. Revenind la firma, analizele de risc la securitate fizică. Ce sunt aceste analize de risc? Sună asta, de risc la securitate fizică. Analiza de risc la securitate fizică e documentația pe care o întocmește un evaluator de risc împotriva tuturor vulnerabilităților la care este supusă o firmă sau o instituție. Este obligatorie încă din 2012. Întocmirea acestui raport de analiză poate să aducă amenzi destul de usturătoare celor care, antreprenorilor sau și instituțiilor de stat. Se fac achiziții publice și știți toată procedura. De această analiză poate să întrebe doar poliția, să o verifice doar poliția. Înțeles, da. După care, ce presupune exact este evaluatorul de risc se deplasează, face o vizită în locația respectivă, da, și constată, în urma vizitei, constată de ce ar avea nevoie firma respectivă împotriva hoților, să nu fie predată de hoți sau alte vulnerabilități la care este supus. Asta în funcție de fiecare firmă în parte. Fiecare firmă în parte, unde își desfășoară activitatea, se verifică un grad de criminalitate al zonei respective. Un fel de sondaj sociologic infracțional. După care se merge în birou și se pun toate cap la cap. Am înțeles. În funcție, se dă un coeficient de risc, da, și în funcție de gradul ăla, de coeficientul respectiv, se stabilesc niște măsuri ce urmează a fi implementate în 60 de zile. Sunt obligatorii? Ca să vreau să trec, sau e facultativă? Sunt obligatorii. Și analizele sunt obligatorii. Este legea 313 din 2012. Asta înseamnă că 2012? 300? 13. Din 2000. Asta înseamnă că e o afacere de succes. Cel puțin una din cele două, pe care asta e clar. Eu n-am făcut-o, nu mi-am dat. Am făcut o analiză de piață înainte când am hotărât să deschid această firmă, Wiz Risk Consult. Wiz Risk Consult, da? Așa. Cu sediul la Craiova. Cu sediul la Craiova, cu punct de lucru în Craiova și sediul în Severin. Ok, punct de lucru la Craiova și sediul în Severin. Vedeți, da, asta înseamnă colaborare între cele două orașe. Da, da. Păi... Capitala reședințelor. Exact, de exact. Două reședințe, așa. Zona sud-vest Oltenia. Exact, zona sud-vest Oltenia. Bun. Și în pofida faptului că suntem 2900, aproape 2900 de evaluatori la nivel de țară, așa. Chiar în Severin suntem vreo 8 evaluatori. Nu e rău. Totuși e o chestie de marketing, până la urmă business-ul, da, pune, e are la bază marketing. Cu totul are legătură cu exact, marketing. Cum știi să te vânzi, așa. Acum gluvind, dar presă nu-i piesă, deci nu, presă nu ne vindem. Nu, sunt, eu sunt, știu, nu sunt adeptul vânzării astea din presă, am din înțeles, păcate sunt de sine stătător și împreună cu patronul acestei pe care îl salutăm, societăți în care ne aflăm, Alin Nicolicea. Îl salutăm pe Alin Nicolicea și îi mulțumesc pentru toată buna colaborare pe care o am alături de el. Îi mulțumim că a acceptat să facem acest live aici și îl salutăm cu mare drag și felicitări pentru ceea ce face. Și eu, omul care, pe care mă pot baza, indiferent cu timp sau fără timp, am un sprijin, ne pliem foarte bine, atât. Temperamentele noastre sunt de asemănătoare și dorința de a lucra și a face lucruri frumoase împreună ne dă posibilitatea de a lupta și cu morile de vânt uneori, care de obicei... PFI Andrițoiu Leontina, ia uite, persoană fizică. Maria Gherghinescu, felicitări, mult succes în tot ce faci. O salut, este colega mea de la școală. Salutări. Doamna Leontina și mulțumesc pentru... Andrițoiu Leontina, da, da, așa. Doamna Leontina. Da. Are o afacere undeva la Cireșul, la Bunoaica, sat Bunoaica. Aha. Printuri, face cele mai bune printuri. Totodată o așteptăm. Felicitări. Și e posibil să deschizi o colaborare cu doamna Leontina. Dacă tu dai platoul ăsta aici, când vin eu la Severin, putem să facem emisiuni oricând. Da. Uite, apropo, s-au tăi și pe Alin Nicolicea și da, i-am lansat și lui această cred propunere. Că nu se uită. Așa, ei, se uită după. Probabil. Da, sigur o să dar uite, apropo, o să se uite sigur după ce tu o să te întreb ceva acum. Atenție. Ion Donea, salutări Marian de la Padeș. Ok. Sănătate, mă bucur să vă văd. Ai zis, ai vorbit foarte frumos, sigur.
vorbim de patron firmelor, în general, da, și este... a televiziunilor, normal. Și întreaga familie Nicolicea este... Da. Eu pot să... aș vrea să te întreb dacă aici să vă înțelegeți foarte bine și aveți temperamente, da, asemănătoare. Da. Cristian Valeriu Bivolaru, felicitări, Marian. Bivolaru de la... Părintele Bivolaru, Doamne ajută! Toate cele bune. Aș vrea să te întreb dacă au existat sau există și tensiuni între noi, redactorul șef, da, și patronul acestui trust, sigur, pentru că e un trust. Atenție, televiziunea RTS nu e doar televiziune, este și televiziune și radio. Da. Ceea ce mi se pare radio, foarte tare pentru o televiziune locală. Trebuie un trust local. Trebuie subliniat faptul și apreciat faptul că încă din 1992 Radio Galaxy, da, funcționează. Da, cam adică așa e. Din, da, din vremuri destul de... Noi eram de... foarte mici. Da, da. M-am mai crescut și noi. Da, da. Și ne vedem la Radio Galaxy și ne auzim. La exact. Ne auzim, eu cel puțin, în fiecare dimineață, începând cu 7.30, mă aud la știrile radio-televiziunii Galaxy. Și voi sopă. Da, da, da. Tare. Asta te ajută și... timbru, apropo de teologie, acolo faceți și prin... vocalize. Numeroase vocalize și în cadrul... Și studii de conservator, da, de muzică. De conservator, cu pregătire, orele multe de muzică la care am și studiu individual, da, fix. Legat de asta subliniem faptul, avea Anton Panu citat foarte frumos, că vocea, tot fiind pe latura aceasta, vocea e ca firul plugului. Da. Cu cât brăzdezi mai tare cu el, cu atât strălucește mai tare. E, și aici, cu cât vorbim mai mult, cu cât, în cazul nostru, celor care... avem posibilitatea de să ne exprimăm public, nu? De a ne exprima public, cu cât citim mai mult. Uneori mai bine, alteori mai... Așa, după trebuie să strălucim. Dorința mea e de a străluci, dar acum lăsăm la parte modestia. Păi cred că reușești. Diana Pârlea. Ionica Sur, o salutăm pe Diana Pârlea și pe Ionica Surdu, care zice: salutări, Marian. Ionica. Salutări, Marian, te aștept la Izverna să faci un reportaj la ce scrie la strâns de fân. Violeta Art Glamour, bună ziua. La strâns de fân. Ia uite, un reportaj. Vrei să facem acolo un... Mă, să știi că n-am mai făcut un interviu chiar așa interesant. Eu sunt deschis. Aici din cadru, ca să poți să... Eu sunt deschis la colaborare. Nu e problemă. Aici e libertate de mie. Repet, aici nu suntem cu CNA. Să știi că atunci, poți să zici ce vrei. Când avem atât de multă libertate, totuși presiunea e mult mai mare. Da. Violeta are glamour. Bună ziua. Bună ziua, salutări. Bun, revenind la subiectul nostru, și aici vorbeam despre tine ca antreprenor. În afară de chestiunea asta foarte interesantă, complicată și totodată, noi râdem aici glumim, dar e foarte serios și foarte... Da, da. Atenție, subliniem faptul că au început în perioada aceasta, au înăsprit controlele, așa că toți antreprenorii și nu numai sunt, ar fi bine să se pună în legalitate cu... Nu neapărat la mine, în general, da? În general trebuie să se pună în legalitate cu aceste documentații, că nu e de glumă. Amenda e destul de mare, până la 20.000 de lei. Ați auzit. Deci, pentru o sumă destul de mică, nu știu, să valorezi o analiză, până la 500 de lei, valabil de 3 ani, mai bine vă puneți în legalitate, pentru că s-au înăsprit amenzi. Am înțeles. Ați auzit, dragi antreprenori. Revenind la tine, antreprenor, cealaltă firma ta, domeniul, cum e aia? Domeniul de activitate. Da, asta este 7-1-2. Știu, eu știu că mi-ai spus înainte, dar vreau să... Foto-video la evenimente alături de colegul și prietenul meu, Ionuț Eugen Negoiță. Așa? Nu știu dacă se uită. O salutăm și pe Mari Maril și mulțumim că se află alături de noi. Da, da, sunt foarte mulți. Pentru orice eveniment important în viața dumneavoastră, apelați-ne cu încredere, așa? Vă stăm alături. La cerunți, botezuri, cununii. Mai puțin mormântări. Da, doamne. Da. Deci, da, pentru orice eveniment. Și zile de naștere, da, da, sau petreceri de la party. Orice, deci orice faceți. Orice moment pe care omul vrea să-l imortalizeze prin obiectivul foto, nostru. Foto, video, ce faceți? Foto, video, albume. Deci ai... Totul. Eu... Fum greu pentru dansul mirilor, artificii, cabină, foto. Fum, cum ai zis? Fum greu. A, da, că așa zice, da. Da, da. Aoleu, și cât să chinuie săracii să învețe, să învățeze, auzi, să învețe dansurile alea cu... Da, da, da. A, cunoaștem și profesori de dans. Să le dai numele. Dar ce interesant e, să mai căsătorește lumea ziua de azi chiar. Păi după pandemie sau mulți... Da, ăsta, doamne,
Foarte bine, felicitări, susținem, Doamne, cum să... Ce vrei să subliniez? Ionuța Anuțoiu, salută de colegul, Doamne, ferește, da. Părintele din Gorj, așa, da, părintele Ionuț, îl salutăm. Da, îl salutăm și salutăm pe toți. Dacă uite, apropo, că toate se leagă, cu căsătorie, e nevoie de preot, da? Avem aici un business complet. Îi vorbesc că e nevoie după aia de filmare, de pe deci aveți locații. Dacă mergi la... Da, prezentator la anunț n-aveți sau îl chemați-mă pe Măruță. Că m-am văzut pe Facebook că Măruță... Nu doar Măruță, observ că și Nicoară e vogă acum în zona Banatului. Păi chemați-mă frate și pe mine, că... Na. Accidentele mortale în Banatului. Doamne, merește. Că tot ziceai de unul. Da. Nu, deci aveți servicii complete, ca să zic. Da. Da? Luăm omul de la mine de... și căsătoriți. Și asta este, să știți că e și o emisiune pentru cei care nu urmăriți. Este o emisiune de divertisment, printre altele. E și cultura. Eu, când am început să fac emisiune și a televiziune și în online, 12-13 ani am deja, am pus accent pe patru lucruri. Cultură, educație, protecția mediului înconjurător și sănătate. Dar le-am combinat și cu divertismentul. Și cântăm aici, știți că facem destule. Sunt pilonii de bază ai unei societăți. Asta zic. Și cred că mediul... sunt interdependente. Da, bineînțeles. Cultura, și educația, totuși, sănătatea... Cât de diferite ar fi, totuși exact. se unesc. Și sunt... Da, pentru că elementul de legătură între acești piloni e omul, până la urmă, care beneficiază de toate aceste servicii și de... Așa m-am gândit și apropo de lucrul ăsta, am zis că așa pot, pe lângă chestiunile astea frumoase pentru societate pe care pot, dar știți că nu uitați, mai în glumă, mai serios, să vă spun totdeauna adevărul, că e frumos, toată lumea la televizor, nu mai vorbesc frumos, să gândesc la ceilalți și politicienii și jurnaliștii și influencerii. Dar eu m-am gândit să acoper și o arie cât mai mare de oameni, adică... Să se uite din și tot, din medicină și din cultură și din educație tuturor, și exact. Corect. Și divertisment și artistic. Oricum, ceea ce cred că ne iese. Accesul la informația astăzi este unul destul de liber. La un click distanță. Un click distanță. Chiar tu dai click la clickbait ca jurnalist? Nu. Mie mi se întâmplă să dau. Chiar dacă știu că n-are nicio legătură subiectul cu titlul, dau acolo, că sunt curios. Curiozitatea e mai mare decât... M-am dezobișnuit de acest. Serios? Da. Uite, pentru că asta urma să... Vorbeam aici cu Adriana Drăghici, au câteva luni și ziceam că și noi dăm, că de-aia am Da. Înainte, tot în, aici eram, era ea în locul tău, da. Eu eram tot aici, chiar în zona asta, și vorbeam de clickbait, de cum dăm, și ziceam, bă, și eu dau click. Mi s-a întâmplat, dar deja... nu mai dai deloc? Nu, deloc, absolut. Bun. Pentru că, din păcate, așa? Acum venim și cu o mică... latură negativă, așa, nu sunt negativ, sunt pozitiv, numai la COVID n-am fost pozitiv. Te rog. Se întâmplă să mințim poporul cu televizor. O, ce îmi place că spui asta, când spun asta oamenii care fac, știu ce înseamnă televiziunea, îmi place foarte mult. Nu-mi doresc asta. Dar așa chiar e, chiar mă bazez și apreciez și să nu uităm faptul că înaintașii noștri, în urmă cu ani de zile, s-au bătut pentru a obține libertatea presei aia adevărată. Din păcate, vorbește astăzi profesor de istorie, dar și jurnalistul, vedeți? În aceeași... Nu putem uita... Dar susțin lucrul ăsta. Din păcate... Eu susțin lucrul ăsta și aș vrea să văd astăzi mai multă presă decât propagandă. Am spus-o de fiecare dată și o spun deschis. Dumne, exact. Hai să facem presă. Exact. Lasă, acum fiecare... Cred că se întorc în mormânt înaintașii noștri, văzând la ce s-a ajuns. Și cum am înțeles fiecare libertatea presei, cum am înțeles fiecare democrația. Nu mai intru în ce s-a întâmplat acum 2 ani cu... Ca să nu... Da. Totuși să știi la ce mă refer. Da. Și ce se continuă practic cu... Exact. Altceva. Știe toată lumea despre ce e vorba. Dar nu mai intrăm în asta. Că nu e... Nu despre asta le-am întâlnit să vorbim aici. Bun. Presa. Hai că cu antreprenoriatul, profesor, cum s-a născut această pasiune și de unde? Încă din timpul seminarului teologic scriam, publicam la tot felul de articole, la tot felul de publicații. A fost o întâmplare sau ți-ai dorit să faci presă? Nu m-am gândit că o să ajung să fac presă. Făceam presă bisericească în cadrul episcopiei, scriam tot felul de articole legate de vizitele pastorale pe care le avea Preasfințitul Nicodim și aveam, fiind și redactor al ziarului Lumina, Ziarul Patriarhiei. Da, știu. Și nu mai publicam toate activitățile care se făceau. În afară de activități, aveam tot felul de articole culturale pe care le
și teologice pe care le postam în diferite ziare și publicații. După care, în urmă câțiva ani, eram și redactor corespondent Trinitas aici în teritoriu. Trinitas, da, televiziunea Patriarhiei Române, da. Poate. Mergeam atât pe operator imagine, cât și reporter. Deci tu ești și știi să și filmezi, să și editezi? Să știu să editez, dar nu îmi place să fac chestia asta. Și, da, știu, de nevoie trebuie să fac și asta. Am văzut că ai editat foarte frumos poza de anunț de azi. Da, spune pe asta. Cu, ai luat editez două poze și audio. Da. În pregătere, mai ales pe radio, trebuie să edităm, să edităm bruturile. Și atunci, în cadrul Radio Lumina, Radio Episcopiei Severinului și Strehaiei, pe care nu pot decât să-l felicit și să-i mulțumesc Preasfințitului Nicodim pentru faptul și întregilor angajaților de la Episcopie, pentru că mi-au dat posibilitatea de a mă dezvolta. Mi-au dat o încredere pe care nu mă gândeam să o pot primi vreodată și poate nu reușeam să ajung să fac presa astăzi, dacă nu făceam presa. Deci așa s-a născut. Da. În timpul seminarului teologic și... Scriam, deja aveam tot, și scriam poezii. Și când ți-ai dat seama că ai abilități, scrii și poezii? Da. Foarte frumos. Da. Și atunci... Am zis, deja cine îmi place să mai scriu poezii din când? Din păcate, le-am publicat, le publicam frecvent în revistă, nu mi-am spus nicio carte pe treaba asta. Urmează acum să lucrez. Lucrez, de fapt, vreau să scot teza de licență și de disertație, monografia religioasă a Comunei Izvena. E parte de istorie. Istoria foarte frumos. E un loc foarte frumos acolo. Și am căutat să promovez. Apropo, da, de cele două județe. Trei, da. Caraș, Gorj și Mehedinți. Da. Și atunci, lucrând pe partea asta, nu mă gândeam, nu mă vedeam niciodată să fac eu presă, să mă duc pe teren. Îmi plăcea terenul, mi-a plăcut întotdeauna terenul, dar ăla pe care îl făceam în cadrul Episcopiei. Și între timp, la o întâlnire cu Alin patronul de aici, Alin Nicolicea, ce știi, am nevoie, dacă vrei, zic, nu știu dacă m-aș fi am întrebat. Când ți-ai dat seama că ai aceste competențe care sunt evidente de jurnalistice? Atunci, în perioada aia, ți-ai dat seama în timpul seminarului, alături de un coleg meu de cameră și prietenul meu, Victor Muscalu, am înființat la nivel de școală o revistă. Revista Vocatio. Tare. Al Seminarului Teologic Ortodox. Deci voi doi. Alin, da, Muscalu, salutăm. Victor Muscalu. Așa, Victor Muscalu, da, Alin Voicea e patronul. Lui i s-a născut ideea și am zis, băi, ai toată susținerea mea. Deci voi ați făcut o revistă. Ce da, mai? Care Tomele. Revista Vocatio, observ că încă dăinuie și astăzi. Vocatio, da. Asta era revista seminarului, mai fusese tipărită în urmă cu Generații Bune, după care noi am reactualizat-o și i-am dat viață. După care, prin clasa 10-a, cred, anul 2 de seminar, am mai făcut o revistă a clasei, revista Întâmpinări, unde ne exprimam fiecare așa cum puteam, înscris ideile prin diferite articole, participam și la tot felul de concursuri de creație. Și pe urmă, deja făceam fotografie, eram pasionat de fotografie. Și atunci am zis, bă, e ok, e o nouă provocare, eu de obicei provocările le accept așa cum vin, pentru odată sunt curios să văd ce finalitate, nu mă gândesc atunci când intru într-o provocare fix că urmează o finalitate, mă gândesc cum pot să duc, dar totuși să am o ușă de scăpare, dacă nu mă pot descurca. Sau o plasă de siguranță. Da, exact. Și atunci am acceptat propunerea lui Alin, pentru care îi mulțumesc și acum că nu aveam posibilitatea să mă aud pe radio. Mă auzeam pe înregistrări, pe la slujbe, cântând, zic, mamă, dar cum s-a auzit vocea mea prezentă în știrile? Acum nu sunt la o parte modestie. Ea, cred că... Te descurci. Cred că mă descurc, da. Mulțumesc, nu știu dacă foarte bine, da. În funcție și de starea pe care o am, pentru că nu pot să-mi îngrădesc întotdeauna emoțiile, să le las într-o parte și eu să pot să vorbesc liber sau să nu am greșeli. Până la urmă, greșeala e umană, iertarea e divină. Cu toți greșim, dar nu toți avem capacitatea de a ierta. Chiar, așa? Cum reușești să gestionezi emoții? Pentru că mare parte din ce faci tu are legătură cu publicul și automat trebuie să intri în contact cu oamenii. Sincer, dacă nu găseam latura asta, adică... lăutar mă făceam.
Mă făceam rău, dar de ce spun treaba asta? Păi ai și voce, că ai făcut... Spun la partea asta teolo- că... La seminarul teoretic se face și canto foarte mult. Da, foarte mult. Și muzică. Note, învățați ca la conservatorie, pentru cei care... Îmi făceam rău tare pentru că mereu mi-a plăcut să fiu în mijlocul oamenilor, să-i ajut, nu cu mândrie, ci cu modestie și cu purtare de grijă. Nu-i timpul pierdut. Să ce, să-mi fac lăutar? Păi da, eu am avut invitații emisiune și oameni din sfera asta. Lăutar... Cristian Bănățeanu, la mine am văzut. Nu e lăutar, ei deja sunt artiști și păi, îi salutăm pe ei. Da, dar uite, Cristian Bănățeanu chiar spunea cu mândrie că el a pornit din zona asta. El știe să cânte și la asta, la ora. Da, sau e un... Așa. E, și e un voiam să fiu mereu în mijlocul oamenilor și mereu să-i fac să fie fericit și să zâmbească. Pentru că oamenii, din păcate, au uitat să zâmbească. Și să se bucure de tot ceea nici ce nici n-au prea multe motive în zilele noastre. E, dar totuși, dar e totuși motivul esențial că ne trezim în fiecare dimineață. Da, și pentru asta trebuie să-i mulțumim Dumnezeu. Uităm și asta pe multe. Din păcate, chiar se uită acest aspect foarte important. Și dau slavă Dumnezeu pentru fiecare zi pe care o primesc. Cu bune, cu rele, uite, mai puțin bune, cu rele. Pentru că trebuie să vorbim niște lucruri ăsta. Cum vezi, apropo de tu ca teolog, da? Și ca jurnalist, cum vezi această ateizare mondială, globală? Că e clar că e o direcție spre zona asta, să ne închinăm, sigur. Și eu respect oamenii de știință, am făcut emisiuni și cu medici extraordinari, dar eu cred că nu trebuie să renunțăm la tradiții, apropo de tradiții, valori, folclor, mă rog. Chiar dacă unor le place sau nu, eu rămân să spun muzică populară, dar na. Păstrez cu sfințenie tradiția. Acum perioada. Dar nu vezi că e o ateizare în zona de media, de global, de filme, de, mă rog. Perioade de încercare de-a lungul timpului întotdeauna au existat, de încercare pentru religie. Parcă azi eu văd mai mult ca se atacă pentru și că biserica, nu putem, dintotdeauna a fost atacată. Ne uităm în urmă vreme, perioada comunistă. Da, dar de vreo 10 ani încoase, cam de la temerie. Păi, poate mai găsesc un fumovaci, mai găsesc un visarion. Mai... Bine, acum dacă vrem să... De obicei unde se culcă rujan nu mai dă iarba un an, dar după treaba asta tot... Da, așa zi. După furtună, garantat va veni și soarele. A fost perioada comunistă, după care perioada greu, în care biserica a fost greu încercată, după care a avut o perioadă de înflorire, după care acum din nou se încearcă o luptă. Sunt sigur că Dumnezeu nu ne va lăsa aici. Cu toate TikTok-urile astea, indiferent, cu toate rețelele, cu toată ateizarea asta globală, la nivel global. Omniprezența lui Dumnezeu nu o poate contesta nimeni. De ce le-ai spune tinerilor care astăzi, nu știu, sunt mai preocupați de lucruri materiale? Cum e aia? Băutură, bani, băutură și femei, mașini, suntem șmecheri, avem, acum citești eu, din trep, din rep, din ăștia. Cum le spui tinerilor să se întoarcă totuși către credință, către Dumnezeu? Nu le spune. Că pare că Dumnezeu... Garantat se vor întoarce. Da? În urmă cu... Garantat. Se întorc în momentele cele mai dificile ale lor, din viața lor. Păi mă uit, mergeam foarte multe depresii, foarte multe... Din păcate, deși depresia boala secolului. Boala secolului. Marian, un om deosebit, spune, e un mesaj foarte lung și n-ajung eu să-l citesc, dar le mulțumesc pentru mesaje. Cristina Raicu, Marian, un om deosebit, cu un caracter frumos, mereu în slujba și în mijlocul oamenilor, în a cărui personalitate simțul umorului și bun simț au prins rădăcini adânci. Așa e. Te fericit și apreciez faptul că încă mai ești recunoscător tuturor celor care și-au pus amprenta asupra dezvoltării tale spirituale și profesionale. Bineînțeles, voi fi recunoscător toată viața mea și nu voi uita. Vă mulțumesc, Părinte Cristian, pentru cuvintele frumoase și nu aș avea cum să uit de unde am plecat, pentru că atunci când orice tânăr se află într-un moment critic sau nu știe pe ce cale să aleagă, o povață bună și un îndemn e binevenit. Vă mulțumesc tuturor oricum și îi salut pe toți cei de la Episcopie. Revenim la credință, îi salutăm și noi, îi salut și pe cei de la Episcopia Severinului și spre Haiei și le mulțumim că ne sunt alături. Apropo de lucrul ăsta, chiar despre credință vorbeam, sunt foarte multe cazuri de depresie, foarte multe e cazuri de depresie. Deși pare că au de toate. Pare că au jeepuri, pare că au mașini, pare că au băutură și femei. Pentru că ne limităm doar la partea asta materială. Dacă am vedea și cu ochii sufletului să trăim aceeași bucurie pe care o trăim cu ochii ăștia trupești și ne putem
să ne bucurăm de lumina aia sufletească, la fel cum ne bucurăm de lumina asta fizică pe care ne lasă soarele, cu siguranță nu am ajuns în depresie. Dar da, sunt sigur de faptul că Dumnezeu nici atunci, oricât a fost blamat, judecat, apostrofat, credința pare că nu mai e la modă. Dumnezeu nu prea mai e la modă, dar să vorbești de alte chestiuni sexuale, de exemplu, acum hai să povestim, să vorbim. Ei, cu toate astea, așa, nu știu, mergeam acum înainte de bacalaureat. Adică Dumnezeu a devenit o chestie intimă, iar lucrurile intime sunt așa puse pe tavă, apropo, deci, de presă, aruncă așa. Da, mergeam înainte de bacalaureat la biserică și observam, chiar în duminică înainte de examen de bacalaureat, tineri care efectiv voiau să pună început bun și să meargă la examen cu un sprijin spiritual absolut. Doamne ajută! Cum? Printr-o rugăciune pe care o citea părintele acolo. Ionuț, felicitări! Richard Mihai Stăftoiu, felicitări! Mulțumim foarte mult pentru mesaj! Dar apropo de lucrul ăsta, nu trebuie să îi dăm slavă lui Dumnezeu sau să mergem să ne rugăm numai când avem probleme. Când avem nevoie, sau când, mamă, să trec și eu examenul se ăsta. Se întâmplă de multe ori. Ce l-am trecut, gata, domne, revin la viața mea. Se întâmplă de multe ori să nu primim tot ceea ce ne dorim. Și atunci Dumnezeu cumva îl apostrofăm pe Dumnezeu. Doamne, dar ce nu mi-ai dat? Nu ești cu mine? Clar, nu existi. Da. Majoritatea spun chestia asta. E, nu e așa. Pentru că Dumnezeu știe cel mai bine de ce avem noi nevoie concret. Ce este? Și niciodată nu ne va da nici mai mult, nici mai puțin decât putem duce. Niciodată. Da. Marian, câți au credința? Că ăsta e, cred că, termenul corect. Să spună, Doamne, dă-mi ce vrei Tu. În general, oamenii se roagă, Doamne, vreau aia, eu vreau, aia, așa e la altă. Eu, primul rând, îi mulțumesc Dumnezeu pentru toate câte mi le-a dat. Super. Mi se pare că eu, unul, pot să spun cu mândrie. Foarte, și nu e termenul tocmai potrivit. O să spun mândrie, mândrie că mândrie, există și o mândrie constructivă. Pot să spun cu mândrie că Dumnezeu mi-a dat mai mult decât meritam. Dar nu-L blamez și atunci, dacă tot mi l-a dat Dumnezeu, atunci voi căuta și voi încerca din răsputeri să duc la îndeplinire planul și proiectele pe care le-a dat Dumnezeu. Nemulțumit lui Dumnezeu? Că i-am dat, dar nu va cere atât de mult cât îți va cere ție celui care celui i-a dat. Celui ce are și ce, celui ce are și ce are îi se va lua, într-adevăr. Cel care i-a dat îi va și cere mult. Acum sper să pot să-i dau și eu, clar, n-am pus să-i dau lui Dumnezeu atât cât merită, că sunt firea umană, totuși își lasă o amprentă destul de mare în viața noastră. Dino Izverna ne spune felicitări. Mulțumim Dinos. Foarte mult. Dino e de la Izverna. Da, este un lăutar vestit. Așa, salutări. El ne însuflețește petrecerile de cele mai multe ori. Prin talentul său înnăscut, da, cântă la orgă. Felicitări. Cântă și voce. E un artist de săvârșit. Și și-a luat nume, pseudonimul de acolo. Dino Izverna, da, pe el îl cheamă Dinos. Dino Izverna. Da, Bălăceanu. Aha, tare. A pus și așa un Dino. A scos la lumină numele și titulatura de Izverna, pe care, din păcate, ușor se pierde. Foarte ducându-se. Cât de important e să ne păstrăm tradițiile, valorile, credința, cultura, patrimoniul nostru cultural, pentru că avem un patrimoniu cultural foarte, foarte bogat, noi ca români. Din punctul meu de vedere, cel mai bogat. Și sunt, o spune unul care totuși a vizitat extrem de mult. Asta nu înseamnă că nu pot să mai vizitez și că nu-mi doresc. Chiar România. Dacă azi e ziua Franței și să vă spun la mulți ani tuturor prietenii noștri. M-aș bucura dacă și... Pentru că nu sunt un pays francofon. Avem acolo un profesor de limba franceză. Da, o salutăm. Am salutat-o la televiziunea asta. Sunt tare curios câți francezi ar veni și ne-ar spune și nouă la mulți ani. Asta m-a întrebat pe mine. Dacă ei fac o sărbătoare... Când mi-au spus la mulți ani americanilor, câți mi-au spus de ziua mea sau de ziua României. Și să știi că unii mi-au spus... Da. Îmi doresc ca toată lumea să trăiască într-un mulți ani, dar așa? Totuși... Și fericiți și binecuvântați. Vreau să zic părinte, dar nu ești părinte. Nu. Dar chiar la chestia asta te-ai gândit, uite așa, te-ai gândit vreodată să te faci preot? Am, nu te întreb dacă vrei să te călugărești, că asta... Nu. Îmi doresc să devin preot. Îți dorești să devii preot? Dar nu vreau să înlocuiesc misiunea cu meserie. Pentru mine preoția este o misiune la care... Da, și ar trebui greu... făcută doar cei care au har cu adevărat. Și cu asta nu te joci. Misiunea... Dar cu asta, părerea mea, și cu medicina, sunt două lucruri la care eu țin. Dom'le,
Nu te poți juca cu spiritul și nu, dar cu sufletul mai și cu... facem bam, bam, mai eu știu ce mai zicem. Și cu viața omului. Asta zic eu, nu vă jucați cu prea. Nu. Și tocmai de asta, unul mă consideră că nu sunt pregătit în, în situația de asta. Îți place mai mult partea asta, cum ziceai tu, presa laică. Nu, că tu ai derbit, sau cum? Na, da, presa, presa laică. Presa laică, dar... Așa, e mai frumoasă, e mai permisivă. N-are rigorile, și, nu. N-are rigorile unei prese bisericești. Nu, uite, spre exemplu, fericitul Augustin așa? Dădea o libertate destul de mare dragoste. Zicea, iubește și fă ce vrei. E, cu toate da, că da. Atunci când ești atât de libertin, ai, ești mult mai constrâns, pentru că atunci când iubești cu adevărat, dar iubește sincer. Da. Nu te gândești să-i faci rău persoanei da. De lângă tine, nu te gândești să faci nici cel mai mic rău. Vorbim de iubirea spirituală, nu de categorii, nu fac de... Da, nu facem referire, dar vreau să spun că ideea așa că tot vorbim, nu? Da, categorii. Iubirea metafizică sau cum? Iubirea platonică a lui Eminescu. Înseamnă și sacrificiu. Nu, dar spuneam, deci cu cât ești mai liber, cu atât ești mai constrâns. Adică eu unul așa și... Cu atât ești mai liber, cu atât ești mai... Asta e, da, e interesant, dar pentru faptul pare că are o logică. Că dacă faci un lucru din tot sufletul și se dă libertatea, fă ce vrei, dar fă lucrul ăla bine. Păi nu mai poți să mai faci chiar ce vrei tu, pentru că te gândești că acel lucru poate să-i cauzeze lucrul pe care îl faci tu, poate să-i cauzeze celuilalt de lângă tine. Și atunci nu mai ai posibilitatea de a face chiar ce vrei tu. Mm-hmm. Că trebuie să faci lucrul ăla bine. Asta contravine cu teoriile moderne ale psihologiei, că am și din zona da. Asta, sunt de specialitate, cu iubește-te pe tine însuți și ține cont doar de tine. Că pare că noi trăim într-o sferă în care toți trebuie să ne pese doar de noi și pe ceilalți. Nu e chiar așa. Asta. Eu nu pot. Aici e vorba să te iubești aproape. Sunt una dintre condițiile sine qua non pe care le-aș pune la facultate de teologie ar fi și studiul psihologiei, dar cu deamănuntul așa, nu doar psihopedagogia pe care o fac doritorii de profesorat. Uh-huh. Aș pune cu precădere un accent mare pe psihologie. Da. Pentru că mi se pare și nu sunt sigur de faptul că împreună lucrarea dintre religie și psihologie, încă din cele mai vechi timpuri, dacă ne uităm la școlile antice sau cum s-a format, avea la bază psihologia. Unul este pentru sufletul omului. Filozofie, psihologie, exact. O universitate era complexă dacă avea teologie, matematică, filozofie, în toate facultățile, toate ramurile astea în cadrul universității. Și atunci și acum e în America la Universitatea Columbia. Există toate. Da, pe asta e adevărata universitate. Ei, și atunci poți să vorbești despre sufletul omului, poți să-l ajuți pe om și să-i ajuți sufletul, dar ai nevoie și de partea psihologică sau partea rațională. Sau... Adică sunt chestiuni pe care poate rezolva preotul, duhovnicul și sunt chestiuni pe care le rezolvă psihologul. Mi se pare că un duhovnic bun sau este și psiholog. Sau, da. Un duhovnic bun poate să fie și psiholog. Și este psiholog. Mm-hmm. Pentru că la o depresie urâtă, îți spun că un preot poate să te ajute de 1000 de ori. Bun, dar și un psiholog. Sau un psiholog categoric, dar aici e împreună lucrare. Ajutorul divin. Poate fi și o colaborare între... Exact. Sigur. Exact. Așa este și anumiți duhovnici cu har știu lucrul ăsta, ai trimit pe anumiți oameni la psihoterapie sau psiholog sau psihiatru după caz și anumiți psihoterapeuți sau psihiatri trimit sau pacienții la duhovnici. De, asta e foarte important, colaborarea. Trebuie foarte să știm foarte bine unde ne situăm. Uh-huh. Ca să poți, la rândul tău, să dai sfaturi, să... fii un ajutor de nădejde pentru oamenii greu încercați. E da, o boală cruntă, depresia e. Da, din păcate și se discută foarte mult în ziua de azi. Poate și pe vremurile, dar nu discutau atât de mult. Nu cred că se știa despre ea atât de mult și da. Nu se punea... Acum toată lumea e în depresie. Mai ales pe la podcast. Când... La podcastul și acum urmează episodul depresiei. Ce te întreb acum? Hai că dacă tot e la modă, ai fost trecut vreodată printr-un episod depresiv? Nu glumim, Doamne ferește. Lucrul ăsta, e mult, nu lăsați impresia de lucrul ăsta. Așa supărați au fi fost toți în viață. Poate și băieții plâng câteodată. Da, categoric. Sunt în vila. În pofida faptului că sunt leu,
sunt în zodia leu. No, mergem și pe religie și pe astrologie, dacă ești leu, dar eu da? Sunt leu. Da. Cu toate astea, de multe ori mi se întâmplă să fiu doar o pisică îmbăcată la ainele leului. Pe sistemul apare mopsigardul și la un trei leopard. Doar, exact. Foarte tare. Foarte adică, tare. Da, ce spuneai tu, că și băieții plâng câteodată. Da, am avut și eu perioade de deznădejde, dar nu m-am lăsat. Și tot timpul dar nu pot să spui că ai avut un episod depresiv. La cât de bine mă cunosc, nu. Și aleg să nu mă mint pe mine. Te-a ajutat credința în Dumnezeu în momentele grele? Cel mai mult. Tot timpul m-am raportat la Dumnezeu. Când ai simțit că aluneci așa într-o... Poate am și alunecat. Nu doar că am simțit că sunt pe un teren mlăștinos. Mm-hmm. Poate am și căzut în mlaștină, dar Dumnezeu... Cred că ăsta a fost planul pentru a reveni la... Poate s-a întâmplat, de ce nu... Să nu-l recunosc, faptul că în anumite situații poate am uitat de existența lui Dumnezeu. E, și atunci Dumnezeu m-a văzut la puțin, dar nu uita, sunt aici. Oricum nu uitam. Și nu o spun uitându-mă la telefon că Dumnezeu mă vede de acolo. Dumnezeu oricum mă vede Dumnezeu de acolo. Dumnezeu este tot. Da? Înțelegi? E... Da. Pretutindeni. Și omniscient și omniprezent. Omniprezent, exact. Ca unii autori în literatură. Ca să zic așa, în comentariile alea care i-au avut la BAC, că asta e autorul, este, mă rog. Dar apropo de știință și religie, eu cred că trebuie să existe o interdependență între cele două. Dar totuși, la fel cum spuneam și de adineauri, sunt doi piloni bine angrenați în societate, dar cu toate astea... Cu roluri diferite, dar complementare. Roluri diferite, dar... Cel care încrunează opera este omul. Și atunci e perfect normal. Prin om reușește și ele să se întâlnească știința și Dumnezeu lucrează prin oameni. Se descoperă omului prin oameni. Categoric. Ai simțit la un moment dat în viața ta că anumiți oameni au venit în viața ta cu un rol, cu un scop? De tot a învăța ceva de tot timpul. Și de la ce nu m-am așteptat. Să învăț ceva, tot timpul am învățat. Fie că mi s-a întâmplat, poate să învăț și anumite lucruri... Care să nu le faci. Pe care să nu le fac. Da, eram sigur. Adică eu toți am învățat asta. Da, dar fiecare om își are un rol în viața celuilalt. Și fiecare om are un loc sub soare. Categoric. Și e loc pentru toată lumea. Pentru apropo toată de lumea. Cei care cred că... Așa că încurajați nașterile. Pentru faptul că încurajăm nașterile, cât mai mulți copii, că avem... Asta e o reclamă pentru natalitate. Da. Din păcate, România, chiar orice dacă a crescut... Naturale spor, în declin. Păi a fost, acum înțeleg că anul ăsta citeam în urmă câteva zile, da. Citeam că sporul natural a început să crească puțin. România totuși se află în declinul ăsta al sporului natural și așa că înmulțiți nașterile. Gândiți-vă la cât mai mulți copii, da, și duceți grijă de copii, pentru că avem loc sub soare cu toții, categorii, și nu o să mă duc. Deci nu ești, apropo de lucrul ăsta, că, uite, vezi, revenim la foarte multe subiecte și nu ești de acord că suntem prea mulți pe planetă. Cum ar zice unele teorii, considerați? Nu. Fiecare își are locul lui, rostul lui, chiar dacă în anumite situații nu ne știm locul și rostul, și atunci apare depresia aia despre care discutam, că te gândești că nu ești util nimănui și nici măcar pentru tine și atunci normal că te ia puțin. Este Dumnezeu și credința cel mai bun și dragostea, bineînțeles, adevărată, cele mai bune remedii pentru a ieși dintr-o depresie sau o suferință? Da. Este inamicul depresiei. Și chiar a oricărei puri. A oricărei categorii. Din nou, și dacă se întâmplă ceva negativ, lucru care nu ne face o prea mare cinste sau nu ne satisface atunci când se petrece, ei, categoric se întâmplă cu un rost și cu un plan bine stabilit, ca prin Dumnezeu, ca prin evenimentul respectiv, să se arate lucrarea lui Dumnezeu. O salut pe Minodora Mitrache și pe Gheorghe Smărănița și pe toți cei care ne urmăresc și le mulțumesc că sunt alături de noi și pentru că mai avem foarte puțin din acest interviu live pe Facebook, această emisiune, aș vrea să te întreb, Marian, pentru că am vorbit despre lucrul ăsta, și revenim acum. Cum am început de altfel și cum e prezentarea? La redactorul șef Galaxy TV, Marian Gherghinescu. Nu ți se pare că știrile din ziua de azi sunt mult prea depresive și mult prea negativiste? Trebuie să vă spun un secret.
făcând știri de dimineața de la 7.30 până la 14.30 și nu numai, aleg foarte mult și triez ce știri să bag. Și că era o lege la moment, am spus bani să fie un raport între pozitiv și negativ. Da. Domnul Ghișe a făcut un senator. Un lucru foarte bun de altfel. N-a trecut legea aia. Planul a fost unul foarte bun. Acum 10 ani, cred. Da. Știu de ce spui. Da, triez foarte multe știri pe care să le bag. Ce-i drept mie? Mi se pare că sunt multe știri negative. Nu mai plecând foarte de morți, crime, plecând foarte devreme de acasă, mie unul, spre exemplu, accidente. Știrile de la 7 de la Pro TV. Chiar îmi lipsesc. De la ora 7, da. La ora 5. La 7 dimineața. Îmi lipsesc alea. Mi se păreau și vremea cu busul mi se părea genială. Dar plecând foarte devreme, nu reușesc. Acum toate au matinale, și Antena 3 și România TV. Nu, mi se păreau cele mai... Și Antena 1. Sincer, zici la de la ora 7. Nu, dar nu ți se pare așa că nu vreau să scot în evidență chestia asta. Adică tu cum faci? Încerci să faci un fiecare calup de știri are minim 3 știri la noi. Fiecare calup de la 7:30 la 8:30. 3 știri și două pozitive, una negativă sau cum. Poți să treci cu vederea un eveniment, chiar dacă e dramatic. Dar nu, dacă deja a fost un accident, clar nu scot în evidență că urmea a fost următoarea știre să fie un viol. Nu, clar nu fac. Deci încerc să le echilibrez. Uite, asta e un lucru frumos ăsta și cred că ar trebui... Mi se pare că deja oamenii oricum sunt speriați. Luat ca model de bune practici în presă. Vine energie. Dați-mă și de bine. Vine factura la energie. Ba, oleu, ce mă fac? Vine factura la gaze, ce mă fac? Oamenii oricum deja sunt speriați, sunt traumatizați. Păi dacă ar fi, ce ar însemna să le mai dăm câte 3 știri? Gândiți-vă, avem buletin de știri în prima parte a zilei din jumătate de oră. Dacă dau 3 când știri, buletin, la 7:30, 8:30. La Galaxy TV, da? 7:30, 8:30, 9, 10:30, 11:30, 12:30, 13:00, da. Venim cu cele mai actuale. La radio Galaxy. Da, așa. Radio. Iar pe televiziune la orele, ora 19:00. Da. Și atunci, ce ar însemna? Vă dați seama, la atât de multe știri făcute pe radio și ascultând atât de mulți oameni, că nu avem cum să avem o evidență clară a radioascultătorilor, pentru că, vă îți dau un exemplu, într-un birou se ascultă Radio Galaxy. În birou respectiv viețuiesc 5 oameni. Cum îi treci? Îl iei ca și aparat de radio sau ca cei 5 radioascultători? O familie. Deci ei sunt 5. Eu în drum de la Creava la Drobeta până să venim, mă plăsesc că ascult Radio Galaxy. Da, suntem și îmi place că aveți muzică foarte bună, da, și din aia mai veche. Aia vreau să spun. Suntem singurul regional din țară care avem ce plăcere. Îmi plac și ăștia. Sos în cantități industriale. Ăsta, Dorian Popa, îndoată Chelutsu, adică nu pot să spun că nu-mi place ăsta, dar politica noastră nu politică e corect. Da. Costel Avram, succes! Vă salutăm, domnule general, fost general SRI. Costel Avram, nu că este alături de noi. Deci pe muzică, de dați muzică bună. Muzică bună, păi tocmai de asta. Veche, dacă dăm știri, nu doar știrile alea nasoale, normal că e evident să dăm muzică bună. Liniștitoare, da. Mai ales la volan când conduci, de aia zic că mai ales așa mai bine să stai. Ca o mică paranteză. Să nu mai auzi că a fost nu știu ce accident pe nu știu ce, că din păcate sunt. Fac parte din viața noastră. Eu când aud de accidente schimb, mai ales dacă-s la bol. Dar dacă dăm atât de multe știri, gândiți-vă, ascultă copii. Clar, eu sunt adeptul că să nu... Deși cu timpul și ca jurnalist am învățat să mă detașez de... Păi, vă dați seama, medicul legist, săracul, ce face? De-a lungul timpului își dai seama că ajunge să-și... Și-a ales profesia aia. Să-și stăpânească fiecare, la un moment dat chiar să nu mai... Sau criminologii. Sau psihologii, criminaliști, câteva. Da. Corect. Chiar acum, criminologii, îl salut pe Mihai Șișu de la IPJ de aici, criminalistul nostru. Și pe domnul Tudorel Butoi, că e tot din Severin, de aici. Din... Da. Salut. Domnul Butoi e prezent la televizor și place acolo, am văzut. Și are un discurs foarte mult și e un intelectual adevărat. Foarte bine pregătit. Și un foarte bun psiholog. Și ce spuneam la început. Să fie cât mai mulți oameni bine pregătiți. Păi dacă spuneam, cultura, să punem accent pe cultură. Cultură, educație, protecția mediului înconjurător și sănătate. Să nu uităm faptul că la noi, mehedinți, cum ai spus tu, Severinul se bazează pe multe televiziuni, având foarte mulți oameni de presă. Și activități culturale și nu numai foarte frumoase. Am florit foarte mult din punct de vedere cultural
Și așa. Salutăm pe toți care au fost. Și apropo, să fac un joc de cuvinte și nu le înflorim deloc. Nu, chiar sunt evenimente frumoase aici, credeți-ne. De multe ori extrem de obositoare pentru cei care le organizează. Tot timpul vin și spun asta. Frumos și la Cezarului. Și la noi, da. Da, bineînțeles. Doamna Uguța se implică foarte, foarte și face lucruri foarte frumoase. Dar la Severin mi se pare... Craiova e un al doilea oraș pentru mine. Da, am stat așa? 7 ani, cred, mai bine. La Mofleni, acolo mi-am petrecut 5 ani în viață. La seminarul teologic, urmă facultatea, masterul și acum și business-ul. Dar e un cartier din care ai avut multe de învățat cu siguranță. Pot să spun că atunci am asistat, eram în anul 1 de seminar, am asistat la primul stabor. Breaking news. Chiar a fost pentru mine. Uai, de mine, două zile încercam să diger tot ce am văzut acolo și m-am dus, zic, aoleu. Plecați liniștit de la Izvna. Vrem și în lungă și... Da, era parcul Tineretului care ne liniștea și mănăstirea Coșuna, vatră de cultură și spiritualitate acolo pentru toți tinerii și viitorii preoți. Da, foarte frumos și înghem așa circular tot așa cu educație, cultură și toate lucrurile frumoase pentru că a trecut deja aproape o oră de când suntem... Învățați. Învățați. Chiar dacă astăzi, că nu pot să... Chiar dacă azi... Nu se mai pune așa mare accent pe cultură. Bate voi păstorul și se va resipi turma. Există TikTok și multe alte rețele. Da. Bate, încă o dată, să mă fac auzit de faptul ăsta, bate voi păstorul, se va resipi turma. Dacă păstorul sau cel care ne conduce nu e un om capabil, ce pretenții să mai avem de la noi. Așa că nu deznădăjduiți, învățați și cu siguranță vom reuși. Bucuroși le-am duce toate de pace, de război, împreună. Eminescu, da? Da. Și nu numai, și citate foarte frumoase din zona biblică, din zona teologică și așa. E important și cei care ne conduc să înțeleagă lucrurile astea. Îndrăznim. Și n-ar fi rău să fie și mai cei umani, care au mai empatici. Apropo de cazurile care sunt, știrile care sunt în ziua de... Fiți, frate, mai umani, mai oameni, mai empatici. Lăsați dreacul funcțiile și bătăliile politice, că n-ajută pe nimeni. Așa, asta apropo, valabil și pentru cei din presă. Sunteți acolo gerilizați așa, unii cu unii, unii cu alții, că vă văd după cum comentați unii pe net, pe Facebook și la televizor. Hai să o dăm așa. Da. Sunt două lucruri la care țin foarte mult în încheiere. Marian Gherghinescu, redactor șef Galaxy TV. Unu, să spui cum te-ai simțit aici alături de mine și alături de prietenii noștri la ei pe Facebook, aici în studiourile Galaxy TV. Și doi, care ar fi mesajul tău pentru toți cei care ne urmăresc? Te rog. Păi, în primul rând, deja mă gândesc la următoarea întâlnire. Sigur. Care să fie, asta a fost de acomodare acum și a fost pe atât de multe paliere. Eu zic să luăm pe fiecare, câte o întâlnire pe fiecare segment. De acord. Chiar dacă sunt în propria casă... Că îți faci dezbateri, că îmi placă. Sigur că da. Așa. Poți să mai aduci un invitat data viitoare, n-avem nicio treabă. Așa. Da, chiar dacă am fost la mine acasă, aici, în studioul Radio Televiziunii Galaxii, da. O să, din toamnă o să venim cu schimbări și o să am reamenajări, tot am avut emoții. Da, aici sunt prezentat, trebuie să prezint și faptul ăsta, fiecare oraș unde se aude Radio Galaxii. Târgoviște, Reșița, Găiești, Craiova! 95,5, da. Deci te-ai simțit bine, da? Foarte bine. A fost o întâlnire tumultoasă și plină de așa și plină de multe informații pe care aș fi vrut să le subliniem mai bine, dar cu siguranță nu știu când a trecut timpul. Nici ăsta. Nu știu, a trecut foarte. Îți mulțumesc pentru posibilitatea de a expune tot ceea ce simt și gândesc, că sunt o persoană așa liberă. Nu avem niciun fel da, de nu avem. Sfângere. Suntem transparenți. Asta mi-am dorit. În ce gândim? Și încă o dată îi mulțumesc lui Alin Nicolicea că mi-a dat posibilitatea de a fi eu. Aici. De a fi eu, nu mi-am grădit niciun fel dreptul de a mă exprima. Deci nu ești constrâns de politica editorială. Nu, absolut nimic. Fă ce simți, ce gândești. Vedeți? Asta înseamnă presă liberă. Da. Dom'le, îți faci treaba ca jurnalist, nu mă interesează, vreau patron, apropo, tocmai felicitarea lui Nicolicea. Tocmai de asta am și acceptat să fac în continuare. Bravo! Pentru că mi-a dat acest drept. E foarte important asta. Să te lase patronul. Eu consumțile, pentru că vrei să fii ok, dar eu... Și echidistant, asta înseamnă presă. Eu nu puteam să fiu altfel. Vorbim de Dumnezeu și eu la fel. Nu pot să... Corect. N-am întâlnit asta. Mesajul tău pentru cei care ne privești și ne urmări?
Am atât de multe mesaje, nu știu care să încep. Îmi băgau publicitate și mi-ar plăcea să am și eu. Nu-mi dau seama ce mesaj să le transmit. Încă o dată revin la faptul, învățați. Ce Dumnezeu, dacă Dumnezeu ne-a făcut liberi, nu are cum să vină cineva să ne îngrădească în niciun fel. Corect. Bravo. Îți mulțumesc mult de tot, Marian, și eu îți mulțumesc, te felicit pentru ce faci și îți doresc mult succes în continuare și să ne mai vedem cu aici la live pe Facebook și la Galaxy TV cu mare, mare drag. Eu îți mulțumesc pentru tot. Eu îți mulțumesc și eu vă mulțumesc. Salutări tuturor și mulțumesc tuturor celor care au fost astăzi prezenți. Da. Suntem la știri aici. Da. Vă mulțumesc. Nu regăsit la știrile orei. Da, așa am zis și Adrian, că de asta tot așa am încheiat și cu Adriana Drăghici. O salutăm și pe aia și salutăm pe toți de aici, toată echipa Galaxy TV. Nu, toate echipele din toate posturile. Pe toată lumea și mulțumim pentru comentarii, pentru interacțiuni. Felicitări pentru ce faceți în presa severineană tuturor și mehedințeană. Și ție pentru mulțumesc. Tot. Mulțumesc, Doamne ajută! Vă mulțumesc, dragilor, că ați fost alături de mine, alături de noi aici, pe Facebook, la Galaxy TV. Să dea Dumnezeu să ne vedem și să ne auzim de fiecare dată cu bine. Toate cele bune tuturor, multă sănătate tuturor, până la live-ul următor. Eu sunt Cătălin Ionuțene. Nu uitați, mai în glumă, mai în serios, eu vă spun întotdeauna adevărul.